Suntem, și încotro ne îndreptăm. Poate că ați auzit de arta japoneză Kintsugi, care restaurează vasele de ceramică sparte folosind un adeziv în amestecul căruia se pune praf de aur, argint sau platină, conferind vasului astfel reparat o și mai mare valoare. Această artă a luat naștere în mod accidental, în secolul al XV-lea, când șogunul Eiichi Kaga Yoshimasa a spart din greșeală bolul său favorit de ceai și l-a trimis în China ca să fie reparat. Pentru că șogunul a fost nemulțumit și dezamăgit când a văzut că bolul i-a fost trimis înapoi prins cu niște capse de metal, Meșterii locali s-au grăbit să găsească o soluție și au acoperit crăpăturile cu soluția din praf de aur. Așa că vasul a devenit unic și foarte valoros, dar mai ales a devenit bolul favorit de ceai al șogunului. În secolul al XVII-lea, arta aceasta a devenit foarte populară în Japonia, încât se spune că un vestit samurai a cumpărat. A spart și apoi a reparat boluri de ceai obișnuite doar pentru a obține un profit. Procesul restaurării poate să dureze până la o lună pentru cele mai mari și mai rafinate piese de ceramică, ținând cont de toate etapele necesare în tehnica Kintsugi. Așadar, nu este nevoie doar de răbdare, ci și de maestrie și dăruire pentru a reda forma inițială. Unui vas spart. Isus, maestrul Olar, creatorul vasului uman perfect și de o valoare inestimabilă, a venit să repare imperfecțiunile și defectele produse de păcat, care au mutilat ceea ce el crease desăvârșit în Eden. Prin sacrificiul său din Ghetsemani, el a realizat o operă de artă mult mai durabilă, dar mai ales, desăvârșită. Și știți care este minunea și frumusețea acestui act? În loc ca vasul restaurat, adică omul, să poarte semnele și cicatricile reparațiilor, este tocmai el, olarul, cel care le va purta pentru veșnicie. Iar mie îmi este promisă minunea unei recreieri sau renașteri fără urmă de imperfecțiune. În contrast cu iubirea și sacrificiul creatorului, mă gândesc la acel luptător japonez care a cumpărat, a spart și vândut vase pentru profit. El îmi aduce aminte că, tot așa, Lucifer a cumpărat o trăime din îngeri de partea lui, rupându-i de creatorul lor, iar mai târziu el a încercat să-și desovârșească diabolica capodoperă, vânzându-l, pe însuși creatorul său. Profitul, stăpânirea lumii. Prețul, viitorul veșnic. Nu întoarce spatele unui viitor atât de minunat, și rămâi cu noi să afli cât mai multe despre el. Cultura veche ebraică a dezvoltat un dicton în legătură cu timpul dicton pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Se spune că omul întotdeauna merge cu spatele la viitor. Un moment de incertitudine, un moment de nesiguranță. Este bun? Nu este bun? Aș dori să vă întreb când v-ați uitat ultima dată la un cer înstelat. Aș vrea să vă provoc și să vă întreb ce sentimente aveți măreția, grandoarea, dimensiunea infinită, spațiul acesta colosal, care invită sau care respinge, depinde. În tabloul acesta se încadrează ființa umană. Este făcut să fie văzut. Interesant. Același tablou stelar l-a văzut omul acum 3000 de ani același tablou stelar l-a văzut acum 2000 de ani. Același tablou stelar îl vede acum, în momentul în care încearcă cumva să cucerească spațiul, să pună piciorul pe lună, să trimită un robot pe Marte și așa mai departe. Suntem față în față cu o provocare imensă. Suntem suficient de mari? Suntem suficient de puternici? Suntem mici? Cum suntem? Între certitudini și incertitudini ne încadrăm viața și existența fiecare dintre noi, spre exemplu. Dacă în Universul acesta nu este nimeni, vă imaginați reflexul pe care îl avem față de acest gol imens. Undeva în poezia biblică se spune: Cerul este de aramă deasupra capetelor voastre. Adică tare, uneori fierbinte, impenetrabil, în sfârșit. Deci, dacă nu este nimeni, atunci apar marile incertitudini în legătură cu ceea ce este dincolo de noi și singura noastră șansă, singurul punct de referință fix. Îl găsim în noi înșine și ne întoarcem spre noi și căutăm soluții în noi înșine. Punctul 1. Punctul numărul 2. Dacă există cineva dincolo de noi, interesant, noi spunem că nu este Dumnezeu, deși noi trimitem robotul acesta interspațial, acest nume fantastic, Perseverență, 2021, aprilie 18. Îl trimitem pe Marte pentru a căuta urme de viață și de civilizație spunând că totuși trebuie să fie ceva în acest univers fantastic, trebuie să fie urme de viață, numai că refuzăm să acceptăm prezența unui Dumnezeu creator a tot ceea ce se întâmplă. Noi căutăm resturi de existență într-un soi de concepție henoteistă. Deci respingem pe Dumnezeul absolut și căutăm cumva elemente de viață mai mărunte, mai aproape de noi, cu care putem să să relaționăm noi în limitarea noastră. Adică limitați noi, limitați poate putem sta de vorbă. Trec de această paranteză. Dacă dincolo se află totuși cineva, universul nu este gol, nu este străin. Dacă este cineva, așa cum spuneam, cu câteva întâlniri în urmă, atunci acel cineva care are uh, acea calitate de creator trebuie să aibă, încă o dată spun, trebuie, în materie de necesitate, trebuie să aibă capacitatea de a comunica, de a se revela. Dacă eu sunt după imaginea lui, dacă eu sunt neam din Dumnezeu sau de Dumnezeu, în condițiile acestea, el, neamul meu, trebuie să-mi vorbească. Există axiome, există postulate care vin din afara noastră. Toate acestea se numesc revelație. Noi avem această noțiune a cuvântului venite din afara noastră în momentul în care l-am strâns și l-am numit Scriptură sau Cartea de Căpătâi a ființei noastre. Cu alte cuvinte, cineva este dincolo. Dacă cineva este dincolo, noi nu suntem singuri. Dacă suntem singuri, resursele sunt în noi. Dacă nu suntem singuri, noi putem cere resurse din afara noastră. De acolo apare ideea aceea biblică, extraordinară. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi. Resursele sunt din afara noastră, soluțiile vin din afară. Cineva are grijă de noi, universul ne este prieten. Trăim într-o zonă de paternitate, într-o familie universală în care noi suntem parte din ea. În momentul în care stăm să vorbim în felul acesta, în momentul ăsta, eu simt personal că se încălzește sufletul meu. Golul acela arama aceea a fost înlocuită de altceva. Și incertitudini. Haideți să vedem puțin suma incertitudinilor. De ce? Pentru că vreau să văd cu ce mă confrunt. Vreau să văd ce se întâmplă cu mine atunci când nu sunt sigur de ceea ce este dincolo de mine. Ce se întâmplă cu mine atunci când caut soluția în mine însumi. Am spus, am avansat o teorie științifică prin care ființa umană a ajuns unde este astăzi, datorită unui îndelungat proces de evoluție. Nu discut, nu definesc procesul acesta. Cert este că am venit de undeva de la nevertebrate, am ajuns la vertebrate, am ajuns la omul primitiv și am ajuns la omul modern. Zice, zicem noi. Acum, un aspect uh, permanent între aceste verigi existențiale este faptul că ființa s-a dezvoltat de la un nivel la celălalt prin propria ei energie. Adică ea s-a dezvoltat astfel. N-a fost cineva care să o ajute să se dezvolte, nu? Ea s-a dezvoltat. Și dacă procesul de dezvoltare sau de evoluție continuă, evident că după ultima verigă pe care o am aici, trebuie să urmeze alta. Iar dacă omul a fost până acum uh, responsabil de propria lui evoluție, omul trebuie să fie responsabil de evoluția de mai departe. Uh, care este viitorul ființei umane? Unde ajungem? Bine ați venit! Sunt Valentin Dăneață și sunteți în studiul de la Loma Linda. Ne place să ne punem întrebări. Ne place să vorbim. La fiecare întrebare pe care o punem, însă, încercăm să descoperim um, răspunsul nu numai din punct de vedere al preferințelor noastre le numim uneori științifice, alteori le numim filozofice, alteori le numim poate religioase. Aș dori să adaug sau să pun în spatele fiecărui răspuns o carte, care în mod normal ar trebui să fie cartea de echilibru și de judecată a fiecărei afirmații pe care o facem. Vă recomand Sfânta Scriptură, este cartea mea preferată. O respect am găsit în ea răspunsuri frumoase și deosebite, extraordinare față de orice alt răspuns pe care îl găsesc în altă parte. Luați această carte și așezați-o pe orice legea naturală v-a oferit până în momentul acesta și veți vedea frumusețea ei. Știința naturală, pe drept numită știință, este într-o într conformitate. Într-o armonie perfectă cu ceea ce cuvântul spune. Dar mă întorc înapoi, după ce v-am spus un bun venit, după ce spun că mă bucur să fim împreună, după ce atmosfera aceasta de aici vreau să ajungă în casele dumneavoastră să vă bucure, vreau să vă întreb, am ajuns aici, ce va fi după asta? Din punct de vedere filozofic sau poate științific, pentru că nu mai știu ce filozofie. Ce este știință și ce este science fiction sau, eu știu, imaginația noastră filozofică. Ei bine, spațiul dintre acest moment și momentul acesta se numește transumanism. Și trecerea de la omul de astăzi la omul cyber este provocarea pe care ne-am impus-o noi. Omul de tipul acesta va trebui să aibă un schelet metalic cu care să-l facă să poată purta și să aibă o rezistență extraordinară la a aduce greutăți și a întâmpina obstacole de tot felul. Mersul va fi mult mai ușor, deplasarea mult mai rapidă. Lucrul acesta se întâmplă. Deja, în exercițiile militare, în strategia militară, se fac probe de tipul acesta, și se presupune că în câțiva ani de zile acest sistem de armură va fi generalizat. Ceea ce soldatul antic avea, numea atunci Platoș și așa mai departe, astăzi va fi sistemul acesta uh, scheletic, dar de data aceasta metalic. În plus, dincolo de această structură exterioară, se presupune că undeva mintea umană va putea să fie conectată cu universul sau probabil cu un nor informațional de tip internet, printr-un chip care s-ar putea, s-ar putea pune la nivelul creierului și care ar conecta creierul, probabil biochip, și care ar conecta creierul la norul de informație care este în jurul nostru, uneori norul intergalactic, alteori, așa cum am amintit, norul de informații stocat de ființa umană în iCloud-ul nostru. Ce părere aveți? Nu? Este fantastic. Să poți gândi la un moment dat cu datele pe care ți le oferă cel puțin internetul, dacă nu cumva altceva. Să poți comunica minte de la minte, fără limbaj, se spune. Încă o dată, e poveste, dar se pare că se proiectează în viitor ca fiind proiectul nostru major la care trebuie să ajungem. Adică eu cu dumneavoastră din România, din momentul acela, nu mă va mai trebui să vorbesc. Eu îmi conectez mintea așa cum se conectează un computer și pot vorbi cu dumneavoastră, la nivelul gândului. Nu vi se pare extraordinar? Problema. Cum se întâmplă, sau ce se întâmplă? Voi reuși eu să folosesc toată data aceasta, toată informația care se află în câmpul planetar din jurul meu, sau data aceasta mă va folosi pe mine? Dacă eu la un moment dat voi începe să acționez ca un robot programat de către cineva din afară sau pur și simplu de data în sine. Um, sunt probleme serioase la capitolul acesta care ne conduc la o altă problemă destul de serioasă, și anume până la urmă în toate aceste încercări ale noastre în legătură cu noi înșine se ajunge la întrebarea fundamentală: dar eu cine sunt? Cui mai? Cine sunt eu? Pentru că mă voi întoarce la imaginea dinainte și vreau să vă pun o întrebare foarte simplă. Omul de aici mai poate să fie supus legilor etice de astăzi. Omul ăsta, cyber, care este jumătate mașină, jumătate ființă umană, mai poate să aibă moralitate? Mai poate să aibă etică? Mai poate să ia decizii în funcție de poruncile lui Dumnezeu? Mai poate să facă deosebirea între bine și rău așa cum o facem noi? Sau binele și răul va trebui să fie redefinit în viitorul foarte apropiat. Pentru că asta este una dintre problemele fundamentale. Omul care ia legătura cu datele uh, cosmice nu va fi până la urmă un fel de Dumnezeu pentru sine însuși astfel încât să spună eu voi hotărâ ceea ce este bine sau nebine, bine sau rău în legătură cu mine, prin experimentare, prin uh, calcule de probabilitate și așa mai departe. Se spune că, în momentul în care se trimit drone, astăzi să realizeze, eu știu, misiuni de luptă, pentru drone este mult mai ușor să, să ia decizii datorită faptului că ei le au cumva pe baza probabilității matematice. Ele nu au emoții care, la un moment dat, să. Să blocheze aruncarea bombei la Hiroshima și Nagasaki. Ei calculează și spun: dacă sfârșitul războiului va fi acum, e mai bine să moară 200.000 de oameni într-un oraș decât să se prelungească războiul. Și vedeți cum foarte repede se ajunge la concluzii de felul acesta, la decizii de felul acesta. Bun. Asta este problema mea și aceasta mă conduce la întrebarea cine sunt eu. Cine voi fi eu? Eu sunt, uh, sunt o realitate care poate să fie emancipată, să fie îmbunătățită printr-o mașină? Sau sunt chipul lui Dumnezeu și sunt din neamul lui? Sau sunt o ființă extraordinară care merită tot prețul pentru a putea să fie salvată, înnobilată, să fie răscumpărată din tipul ăsta de gândire? Dar, mai departe. Nu este singura noastră încercare de a găsi soluții, în ghilimele, la nesiguranța noastră. Nu. Oh. Iată o altă. Imagine antică, ascetismul. Dragii mei, lucrul acesta nu este de azi de ieri. Este încercarea ființei umane de a renunța la partea lui fizică, la partea corporală și de a se extinde la nivel universal prin partea psihică. Extinderea psihicului, limitarea fizicului. A fost o încercare veche în care omul vrea să obțină același efect ca și în cadrul uh, transumanismului, în cazul omului cyborg. Iată pe acesta acum în jurul minții sale există cercul acela de extensie, capabil să uh, facă legătura cu supra-umanul, cu, cu norul de date. Este haloul acela al puterii umane, dezvoltată prin ascetism. Această încercare este o încercare de a extinde puterea și uh, posibilitățile ființei umane, nu prin cip, ci prin abilități pe care omul deja le are. Nimic nu-i nou sub soare. Aceeași idee, cu alte mijloace. iată, dincolo de ascetism, șamanism. Omul stă într-o poziție, în așa fel încât poziția respectivă să-i faciliteze legătura, de asemenea, cu mintea universală. Și mintea lui, observați, haloul de sus, este în conecție cu mintea universală. Centrii de energie care sunt de-a lungul coloanei vertebrale se deschid pe diferite nivele, astfel încât, din nou, omul este o comunicare, o întreagă comunicare, un aparat de comunicat cu cosmosul. Asta așa se consideră în șamanism. Și atunci, încă o dată, omul comunică cu ceea ce este dincolo, nu prin chip, ci prin performanțele sale interioare, prin ceea ce deține. Șamanismul pretinde faptul că noi avem în noi înșine posibilități, energii, încă necunoscute, încă nedescoperite, care s-ar putea să se descopere și atunci omul devine, dintr-o dată, suprauman. Eu știu, partea trupească sau partea fizică nu este decât un suport nesemnificativ pentru această imensă forță interioară pe care omul o deține, latent, dar care trebuie cumva să se deschidă. Șamanism? Rețineți că în ambele situații, atât în ascetismul general, cât și în șamanism, încercarea de a lua legătura cu cineva este încercarea de a lua legătura cu cineva impersonal, nu cu o persoană, nu, ci cu cineva care nu este o persoană, cu energia materiei, cu energia interstelară, cu energia cosmică, etc. Alte încercări, drogurile psihedelice, un om care consumă droguri de tipul acesta intră într-un univers fantastic, culori nemaipomenite, străluciri care în lumea noastră nu se întâlnesc, îl înconjoară. El poate să stea pe o grămadă de gunoi, se poate tăvăli între resturi de hârtii, resturi menajere. El vede în hârtiile respective bucăți de aur, de argint, se simte bine, aude o muzică ce depășește muzica, eu știu, concertelor de astăzi. Se simte extraordinar de bine. Atât de bine se simte încât, în anii 70-80, hippii care încercau acest experiment au ajuns la concluzia că aceasta este o existență alternativă care poate să fie luată în considerație. Atât de mult au exersat lucrul acesta încât, până la urmă, nu mai știau care este realitatea. Realitatea este cea de acum, care o văd ei când ajung să fie nedrogați. Sau realitatea este realitatea drogului? Foarte mulți au susținut că omul ar trebui să fie drogat pentru a trăi realitatea reală sau exactă. Hm? Ce părere aveți? Care din aceste lucruri ar putea să fie cât de cât acceptabile sau reale pentru mine, pentru tine? Autohipnoza. Același lucru. Căutarea ființei umane, de a se depăși pe sine însuși. Voi trece la alte confuzii existențiale. Primele țin din categoria pe care tocmai am înitit-o, oarecum intră, intră în categoria științifică, în categoria speculației filozofice, poate. Spiritismul, dacă în ultima vreme este, este trecut în categoria științei, poate că putem vorbi de știință. Acum însă ne apropiem puțin de domeniul religios. Iată o primă provocare. Animismul sau ecologia spirituală. Vă rog să observați, ecologia spirituală este noul nume pe care îl primește animismul. Animismul este destul de controversat la nivelul filozofic și la nivelul religios. El presupune că în spatele fiecărui obiect sau fiecărui lucru natural există un anume spirit care îl ține în viață, un anumit spirit existențial. Vă rog să observați această, această sculptură, jumătate copac, jumătate chip uman, determinând această dualitate. Deci, aceasta a fost o primă propunere, o primă variantă. A doua variantă este drama mortului viu. Deci, pe lângă ecologia spirituală, drama mortului viu. Tânăra plânge datorită faptului că și-a pierdut pe cel drag, evident. Iar cel drag vine și o mângâie. Vă rog să observați această, această vaporoasă existență. Supramaterială existență care vine și o atinge și o mângâie, este cu ea acolo, ea simte despre ce este vorba. Uh, mortul care nu moare, mortul care vine, care te mângâie, care stă cu tine, este o realitate care confruntă atât pe omul de rând cât și pe savanții noștri, pe oamenii extrem de uh, sceptici vis-a-vis -vis de aceste evenimente. Știți, Bogdan Petricei cu hd a fost uh, un om rațional, a fost creștin până la urmă În momentul în care a fost invitat la primele ședințe ciudate În care masa fugea dintr-o parte într-alta, în care se puneau întrebări și masa răspundea și așa mai departe El a râs și le-a spus, lăsați-mă în pace, asta e treabă de femei, a spus el la vremea respectivă când respectivii însă i-au spus, vin o să vorbești cu fica ta, Iulia H.D., care murise și care era inima lui, în momentul acela el n-a mai rezistat și a zis, ok, vin. Și acolo, în timpul unei ședințe de discuție sau de dialog cu sufletele celor decedați, a venit cineva care a scris exact ca Iulia, a continuat cu el dialoguri începute cu fica lui și rămase neterminate. Și el a ajuns la concluzia aceasta Iulia. Și când Iulia i-a cerut să facă un templu spiritist la Câmpina, așa cum știți, tatăl n-a avut de făcut altceva decât să facă templul spiritist, care este până în ziua de astăzi. De ce? Pentru că joaca de la început s-a transformat în mintea lui Bogdan, pentru cei cu hd în știință. Și datorită faptului că a devenit știință, a devenit adevăr. Sunt variante. De fiecare dată, vă rog să observați, noi nu căutăm ajutorul în afara noastră, într-un univers prieten, ci încercăm ajutorul în noi înșine, cu morții noștri, cu animismul nostru, cu tot ceea ce este în jurul nostru. Deși creștinismul era total împotriva experienței spiritiste, Bogdan, pe cei cu HD, este convins de lucrul acesta și rămâne ca membru spiritist până la sfârșitul vieții sale. Morți. Unii dintre dumneavoastră poate râdeți și ziceți: Ciudată întâmplare și cu Bogdan. În realitate însă, când Halloweenul este cel care uh, năvălește în viețile noastre întotdeauna în noiembrie și până și în România am început să ne jucăm de a moartea, noi nu facem altceva decât fiecare dovleac pe care îl aprindem să vorbim despre faptul că Ideea cu spiritele morților care vin, deci cu mortul viu, este o idee din ce în ce mai comună între noi. Și dacă mortul este viu, ceea ce urmează este faptul că majoritatea dintre noi care gândim în felul acesta, suntem la un pas de a recunoaște posibilitatea de a dialoga cu cei care acum sunt morți. Nu mă, nu mă surprinde nimic dacă în viitorul timp cât se poate de curând, generația următoare sau chiar generația mea ar fi o generație care ar reevalua sau ar reconsidera toate procedeele spiritiste, de vrăjitorie, de mantică, de ghicire și așa mai departe, considerându-le de data aceasta extrem de științifice, probate, și așa mai departe când mă gândesc că în anul 1995 cred la laboratorul din Berkeley al Universității din California s-a obținut primul doctorat de parapsihologie, deci ceva de genul acesta, atunci a toate lucrurile mi se par posibile. Adică dacă spiritismul a devenit știință și a devenit obiect de cercetare științifică, atunci nu mai e nimic care să mă oprească în a declara că uh, existența morților este o realitate științifică, dialogul cu morții este o realitate științifică și așa mai departe. Voi face totul sau din tot sau din toate aceste fenomene voi face uh, un apanaj științific. Haideți să mergem mai departe, că lucrurile nu se opresc aici. În timp ce am studiat despre lucrul acesta, cartea despre care vă spuneam la un moment dat că este cartea mea preferată și pe care o respect foarte mult, vorbește despre faptul că, așa cum spuneam anterior, existența noastră apare pe fondul unui război cosmic și că Pământul acesta, la un moment dat, a fost o zonă. În care au fost aruncați, aruncați, excluși. Diavolul și îngerii lui, ceea ce înseamnă o cantitate imensă de ființe cerești dotate uh, genial, supranatural, mult mai puternice, mult mai deosebite decât noi. Ideea de universuri paralele care există aici, la noi, pe Pământ, se pare că ar putea să fie. Reală din punct de vedere al scripturii. Adică, în timp ce eu sunt captiv al lucrului material vizibil, s-ar putea să fie dincolo de mine aici o altă lume care să fie supramaterială și care să existe împreună cu mine în locul acesta. Pământul devenind astfel o zonă, așa zis, reziduală. În momentul în care această idee de rezidu apare în mințile noastre, atunci ideea aceasta de rezidu s-a cuplat foarte bine cu ascetismul și cu celelalte ideologii despre care am vorbit anterior. Și anume, nu s-ar putea ca și corpul meu să fie un soi de rezidu, n-ar fi bine la un moment dat ca eu să scap de el ca în ascetism, sau dacă nu ajung să lupt împotriva corpului meu considerând că materia este o cușcă. Omul este înlănțuit datorită existenței sale sau condiției sale materiale. N-ar trebui oare să doresc ieșirea din cușcă sau dezlănțuirea mea pe alte nivele. Dacă repet, zona este reziduală. Și uitați așa, așa s-a ajuns la concluzia că de fapt ființa umană este de nedorit. Fenomenele de sinucidere s-au înmulțit în momentul în care tinerii au înțeles și au adoptat filozofii orientale care vorbeau despre lucrul acesta. Ideea că poți să fii liber dincolo de trup i-a condus pe foarte mulți să încerce această eliberare cu metoda juvățului. Da? Prin autodistrugere. Și așa mai departe. Au căutat această eliberare. Dragii mei, trăim în zone de mari dificultăți emoționale. Aș vrea să vă spun că deciziile pe care le luăm noi sunt decizii care țin de concepțiile existențiale pe care le avem. Dacă avem o astfel de concepție, să nu ne mirăm că vom înnebuni. Că ne vom lua viața, că vom cataloga moartea ca fiind superioară vieții sau existenței acesteia. În timp ce această carte simplă pe care o am în față îmi spune că viața este de dorit, nu moartea. Îmi spune că moartea este o consecință a autodistrugerii. Și că dacă vrem vreodată, să fim. Atunci este bine să fim. Ajungem din nou la întrebarea aceea, to be or not to be, să fii sau să nu fi? Din ce cauză? Din cauza problemelor noastre existențiale, datorită dubiilor pe care le avem, datorită faptului că nu știm în ce să credem și cum să credem. Din cauza aceasta, Iisus Hristos spunea despre sine, eu sunt viața, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt viața. Dacă vreți să trăiți, îmbrățișați modul acesta de gândire. Dacă vreți să muriți, atunci, în proverbe se spune că oricine nu iubește înțelepciunea, atunci iubește moartea. Generația mea, generația de după mine, aflată sub linia disperării. Acum, cred că a sosit vremea ca să trecem puțin și la o altă realitate. Mă întorc spre Scriptură și aici descoper un lucru frumos. Pilat, în toiul procesului epocal al răstignirii lui Iisus Hristos, rostește cuvintele, iată omul. Cuvinte care, în contextul respectiv, probabil că nu au luat sau nu au avut o încărcătură semnificativă pentru cei de acolo. Dar în contextul universal, ceea ce a spus atunci a fost fascinant. Hristos, paradigma realității umane, modului de gândire, modului de acționare, reprezintă un șablon care poate și trebuie să rămână un uh, standard pentru mine. câteva legături. Faptele Apostolilor 17. Din nou, pasajul acesta este fascinant pentru toți. Apostolul Pavel se află față în față cu filozofii greci în Areopag și acolo el le spune, în el avem viața, mișcarea și ființa. Astfel, dar, fiindcă suntem neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusirea omului. Dragii mei, okay. um, identitatea oferită de scriptură este deasupra oricărei identități posibile pe care omul și-a asumat-o vreodată. Nu se poate o identitate mai frumoasă, nu se poate o identitate mai spectaculoasă decât de această, această frumoasă expresie Suntem neam din Dumnezeu. Alături de expresia Tatăl Luminilor, alături de expresia Dumnezeu a pus în voi și gândul veșniciei, expresia aceasta este um, una dintre cele mai frumoase și ar merita să fie ținută în minte. Ori de câte ori bei datorită faptului că te-ai plictisit. Vrei să te răzbun pe tine pentru că ești nemulțumit cu tine. Ori de câte ori te uiți în oglinda și spui, băi ce urât sunt, aș vrea să fiu mai frumos. Ori de câte ori te afli sub sentimentul vinovăției și te întrebi dacă viața mai merită trăită. De fiecare dată, aduți aminte, ești neam din Dumnezeu. Este o problemă de credință. Este o problemă în care noi trebuie să alegem. Vezi? Alege între ce este frumos și între ceea ce este urât. Și vezi ce alegi. S-ar putea întâmpla să îți placă estetica urâtului, să te identifici cu ea și să spui, nu, eu sunt vierme, sunt coacervat, sunt maimuță, sunt ce vrei. Bun. Sau ne-am de Dumnezeu dacă când vorbim despre Dumnezeu, să nu credem că Dumnezeu este asemenea aurului, argintului, pietrei cioplite. Nu vă legați de energia materiei. Nu vorbiți despre faptul că aurul are energie ascunse. Nu vorbiți despre faptul că diamantele au energie ascunse. Nu vorbiți despre culorile astrale. Nu vorbiți despre toate lucrurile acestea care fac din materie un soi de Dumnezeu. Nu! Nu, Dumnezeu nu este așa. Ceea ce prezintă scriptura este altfel. Este acel designer care a reușit să pună la baza Universului frumosul, la baza existenței noastre binele, cel ce a despărțit binele de rău printr-o lege pe care a numit-o sau care cheamă la rândul său moartea care s-a așezat între cele două. Și ființa umană care este chemată, evident, să aleagă viața. Alegeți viața și veți trăi. Ți-am pus înainte binele și răul, viața și moartea. Alege viața și vei trăi. Un pas mai departe. Când am vorbit că suntem de neam din Dumnezeu, vă rog să observați că legătura între om și divinitate ar trebui făcută și trebuie găsită undeva. Vă rog să citiți cu mine aceste trei trimiteri, trei texte din Scriptură și vă vor surprinde. Geneza 1 cu 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Bun. Care va fi chipul lui Dumnezeu? Unde este? 2 Corinteni 4 cu 4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia despre cine este vorba. Este vorba despre Dumnezeul veacului acestuia, este vorba de acea forță reziduală care a coborât pe Pământul nostru, în care, care este numită în felul nostru popular balaurul. Deci acea forță reziduală este Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este echipul lui Dumnezeu. De băgat de seamă, Hristos este echipul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, chipul său fiind Isus Hristos. Noi am fost făcuți după chipul lui Isus Hristos. Și ne vrei capitolul 2 cu 14, Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Din cauza aceasta, pentru că Hristos este chipul lui Dumnezeu, Hristos a venit și a devenit părtaș sângelui și cărnii pentru a restabili în om chipul despre care vorbim. Nu e destul, frații mei, să-ți spună cerul că ești neam din Dumnezeu. Pentru că noi am dereglat, am stricat chipul acesta. Și atunci, Dumnezeu nu doar că ne-a creat, nu doar că ne-a vorbit. Cuvântul spune mai departe că ne-a vorbit prin Fiul prin care a făcut veacurile sau Universul acesta. El a venit, a devenit părtaș sângelui și cărnii și a fost părtaș la ele. De ce? Pentru ca, prin moartea lui, să nimicească pe cel ce are putere asupra morții, adică pe diavolul. Și vă rog să citiți mai departe în Evrei, capitolul 2, acolo ne spune: Că datorită morții, noi am fost robi toată viața noastră. Eliberarea noastră de robie s-a făcut prin eliberarea noastră de moarte. Eliberarea noastră de moarte s-a făcut prin eliberarea noastră sau prin înfrângerea diavolului. Lucrul acesta s-a făcut prin Isus Hristos, care a devenit om, părtași sângelui și cărnii ca și mie, restabilind în om chipul lui Dumnezeu, în felul acesta. El care este chipul lui Isus Hristos, astfel încât noi să fim refăcuți după chipul lui Dumnezeu. Noi ne-am din Dumnezeu. În timp ce Scriptura descoperă o lucrare atât de puternică și atât de complexă, în același timp, gândiți-vă, noi, pe de altă parte, ne ocupăm cu tot felul de... Iluzii, în care ne punem la dispoziția unor forțe energetice, unor forțe personale pe care nu le cunoaștem. Și, în timp ce eu cred că forța respectivă este o forță magnetică, s-ar putea întâmpla să fie, de fapt, o forță reziduală a celui care. Este Dumnezeul veacului acestuia. Acelui care are puterea morții și care vrea să nimicească prin puterea morții. Scriptura vorbește despre faptul că aceste manifestări se pot despărți între ele simplu prin moralitate, adică prin ascultarea de legea lui Dumnezeu. Unu, prin ascultarea de Dumnezeu în ceea ce noi numim astăzi Evanghelia. E mai aproape de înțelegerea noastră? M-aș bucura să fie mai aproape. Întrebarea care se naște în mintea mea și poate că și în mintea ta, a rămas pământul un spațiu rezidual? Vă rog să observați în Apocalips 12 cu 9, Satan a fost aruncat pe pământ împreună cu el, a fost aruncat și îngerii lui. Deci spațiul rezidual a fost aruncat acolo ca în coșul de gunoi. A rămas pământul în spațiu rezidual? Spuneam anterior că omul ajunge la concluzia că ființa sa este doar o cușcă, partea materială este doar o nenorocire. Materia este păcătoasă și întruparea este un păcat până la urmă. Ideea vine din hinduism, dar nu vom discuta astăzi prea mult lucrul acesta. Iată un contrarăspuns. În Ioan, întâia Ioan 1, 1 la 3, deci prima scrisoare a lui Ioan. Aveți grijă nu confundați lucrul acesta cu Evanghelia după Ioan. Mai sunt în Sfânta Scriptură alte trei scrisori ale lui Ioan. Întâia Ioan, a doua Ioan și a treia Ioan. E bine, aici este întâia Ioan, de la 1 la versetul 3. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. El care a venit în carnea și sângele meu. Este materia sau partea fizică ceva păcătos? Iată-l pe Iisus Hristos, care poate să fie pipăit, care poate să fie văzut. Mai departe, versetul 2. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o materializarea, întruparea Domnului Isus Hristos, nu l-a făcut pe Domnul Isus Hristos să fie păcătos. Nu. Trupul, materia nu este păcătoasă, nu este un stadiu degradant. Nu uitați, Dumnezeu care este supranatural este Dumnezeu peste materie. El a creat materia el a ales ca ființa umană să fie făcută din materie și n-a considerat lucrul acesta ca fiind înjositor. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ne-a creat cu puțin mai prejos decât îngerii, cu posibilități de dezvoltare permanentă, infinită. Din cauza asta, Domnul Isus Hristos a venit, s-a întrupat aici, a fost arătat, l-am putut vedea. Versetul următor. Deci ce am văzut, am auzit aceea, vă vestim și voi, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl, Fiul, Iisus Hristos. Întruparea Domnului Iisus Hristos arată că fenomenele reale, istoria noastră, corporalitatea noastră, nu au nimic de a face cu despărțirea noastră de Dumnezeu. Noi nu suntem despărțiți de Dumnezeu datorită faptului că avem o istorie sau că avem un trup. Noi suntem despărțiți de Dumnezeu datorită faptului că am Cultivat un spirit de revoltă morală înaintea lui Dumnezeu. Păcatul este definit moral de Dumnezeu. Dumnezeu spune clar unde l-am întristat, Dumnezeu spune clar de ce s-a despărțit de noi, Dumnezeu spune clar de ce noi murim și Dumnezeu spune clar de ce noi vom învia. Toate lucrurile acestea sunt stabilite aici sub termeni axiomatici. Dumnezeu ne spune clar lucrurile acestea ca nu cumva să le confundăm. Nu preluați ideologii din altă parte. Să nu considerați că trupul acesta este păcătos. Nu descărnarea sau destruparea ființei umane duce la mântuire. Omul nu este mântuit prin moarte. Marile schimbări, mântuirea nu vine la moarte. Domnul Isus Hristos spune foarte clar: moartea este plata păcatului. Moartea nu rezolvă nimic. Învierea rezolvă totul. Vom vorbi despre asta însă mai târziu vreau să vă întreb. Dacă n-ar fi venit El, dacă n-ar fi fost El, dacă nu ne-ar fi confruntat El cu viața, cu veșnicia, dacă n-ar fi restaurat El chipul său în noi, ce ne-am fi făcut fără El? Ioan 1 cu 14, de data aceasta Evanghelia după Ioan 1 cu 14 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi plin de har și adevăr și noi am văzut slava Lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născurintat. În Dragii mei, noi am privit slava Lui. Priviți Universul din nou și când veți privi Universul din nou, priviți slava Lui. Cunoscându-L pe Iisus Hristos, Universul vorbește despre slava Lui. Universul nu e gol. Universul este mărturia despre El. Universul este prieten. De acolo din Univers... Îți vorbește el. Universul îți este mai aproape. Eu n are rost să caut urme de viață pe aici, pe zona Marte, pe Lună și așa mai departe, întrebându-mă și imaginându-mi că în felul acesta eu cuceresc Universul, în timp ce galaxia mea, dacă ar fi 200 de, de kilometri de mare, da, eu aș fi în sistemul meu solar doar de 3 mm. Căutați, vă rog, 3 mm pe o distanță de 100 de kilometri am vorbit despre lucrul acesta. Și veți vedea cât de mare este sistemul meu solar. Și atunci când eu caut viață în cadrul sistemului solar, în cadrul acestor 2-3 mm, de fiecare dată îmi dau seama că ceea ce am făcut eu e nimic. Eu joacă de copii. Căutați viața dar dincolo. Vedeți dincolo de asta, slava lui. Vedeți puterea lui. Este extraordinar. Studiu de caz. În Exodul 25, cu 8, poporului de oameni adunați acolo la Sinai, Dumnezeu a spus. Faceți-mi un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Întrebarea mea este, Doamne, da ce ai? De ce să vii să locuiești cu noi? Tu care ai tot universul întreg, de ce să vii să locuiești cu noi? Ce ți-a venit? Încă o dată, prin prezența lui între noi, a demonstrat că locul acesta nu este doar un spațiu rezidual. Nu este doar un coș de gunoi. El a transformat coșul de gunoi în ceva extraordinar. Din punct de vedere al atenției Universului. A fost centrul Universului. Matei 1 cu 23. Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Coșul rezidual s-a transformat într-o alianță cu Dumnezeu. Într-un loc în care putem merge împreună cu Dumnezeu de mână. El a coborât aici. Să transforme totul într-o perlă, în ceva dincolo de înțelegerea noastră, spre uimirea neamului meu și a Universului întreg. Ioan 14 cu 3, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Nu uitați! El a fost cu noi aici pentru ca noi să fim cu El acolo. În felul acesta. Universul devine prelungirea Pământului și Pământul devine prelungirea Universului. Pământul este încorporat în momentul acesta în planul lui Dumnezeu ce are el de gând cu mine și cu tine. Apocalips 22 cu 20. Cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Este un fel de pecete a acestei promisiuni. Iisus Hristos a promis că va veni în locul acesta. În locul acesta în care noi credem că suntem singuri. În locul acesta în care noi credem că ne facem de cap noi. El vine și spune, fiți atenți. Eu voi sunt gata, voi fi pe punctul să deschid Carantina acestui pământ și să-l readuc în economia universală. Și cu pământul acesta, sau dincolo de el, în mod special voi sunteți candidați pentru aceasta. Mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Frumos. Există lucruri aproape incredibile. Dar vreau să vă spun. Ce este credibil? Când ești față în față cu un univers despre care nu știi mai nimic. Față în față cu aceste minuni, ești chemat să accepti minunea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Trupul. Și noi care vrem să scăpăm de trup, Atâta vrem să scăpăm de trup că ne creează probleme. Iată 1 Corinteni 15 cu 44. Există un trup firesc, dar va învia un trup duhovnicesc. Dacă există un trup firesc, înseamnă că există și trup duhovnicesc. Și iată cum Sfântul Apostol Pavel este acela care merge pe bază de logică și argumentează din punct de vedere al învierii lui Isus Hristos, că noi vom învia în trup și că trupul acesta nu este, dragii mei, o pierdere, ci din potrivă, trupul acesta este, este ceea ce mai departe, tot scriptura spune: fiți atenți că voi sunteți temple. În voi trebuie să rămână prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Voi sunteți temple în care rămâne Duhul Sfânt, temple ale Duhului Sfânt. Nu. Nu vă uitați la trup ca fiind ceva rău. Pentru că știți, dacă am privit și am înțeles lucrurile așa, am ajuns să credem că tot ceea ce este material este rău. Am ajuns la un moment dat să credem că până și revenirea lui Isus Hristos va veni tot așa. Netrupească. Nu va vedea nimeni. Cine știe cum este Cerul? Cerul este așa o sumă de câmpuri, de realități spirituale, așa, ca aburii care merg dintr-o parte într-alta. Opriți-vă! Identitatea dumneavoastră este păstrată de Dumnezeu, este garantată de Dumnezeu. Dumnezeu vă va mântui pe voi, nu o parte din voi. Faptele Apostolilor 1, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. L-au văzut plecând în trup duhovnicesc și aici ni se spune, va veni tot în trup duhovnicesc. Interesant, în Isaia ni se spune că vom putea să spunem cei ce îl vom vedea. Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. De asemenea, în Matei 24 cu 27, cum este fulgerul de la răsărit, se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Fiți atenți, fiul omului este numele pe care Domnul Isus Hristos îl va avea în momentul în care el va păstra întruparea ca fiul al omului. El păstrează întruparea, adevărat, nu un trup firesc, ci un trup duhovnicesc, proslăvit, dar el va păstra această întrupare și când va veni, îl vor vedea toți de la răsărit până la apus, în trupul lui proslăvit. Apocalipsa 1 cu 7. El vine pe nor, orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns, toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Scumpii mei, suntem pe punctul în care Isus Hristos a mers înaintea noastră și ne spune ce va face El pentru ca să înțelegem ce va fi cu noi. Universul păstrează pentru noi, în fața noastră, Mari surprize, marile lui minuni. În condițiile în care nu suntem singuri, avem șansa ca mântuirea să vină din afara noastră, să ne surprindă prin frumusețea, prin bogăția ei. Dumnezeu însă n-a vrut să ne surprindă și să ne lase în neștiință, nici în legătură cu moartea, nici în legătură cu viața. Mântuitorul a venit aici ca să înțelegem ce este viața, să gustăm ce este viața și să ne punem la dispoziția ei. Având în vedere această perspectivă, dorind să ne modifice gândirea noastră, să ne scoată din zona noastră de fără Dumnezeu, în zona noastră de gol existențial, să ne punem într-o zonă existențială împreună cu El, în care să fim împreună, să nu mai fim singuri, ci să fim bucuroși întotdeauna de faptul că avem pe cineva care să aibă grijă de noi. Tată, frate, că suntem în familia Lui, că suntem din neamul Lui, în această bucurie, vă invit să rămâneți. Vă doresc din suflet clipe frumoase. Există un alt fel de a gândi, plin de frumusețe, plin de speranță. Vă invit să gândiți așa. Vă invit să, să încercați să raționați în acest fel care ne va da putere și ne va da voie să fim fericiți, să iubim și să avem pace. Totul este sub controlul lui. Vă doresc binecuvântare.